Forțele navale române au preluat comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor, în cadrul unor misiuni de asigurare a securității colective în Marea Neagră și Marea Mediterană. La aceste misiuni vor participa nave militare din Bulgaria, Germania, Italia, Spania și Turcia. Comanda grupării navale va fi exercitată în premieră de la bordul navei puitor de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu, din dotarea forțelor navale române. Din statul major al grupării fac parte și 3 ofițeri din forțele navale partenere. Nivelurile de amenințare sunt aer, alb, suprafață, galben, submarin, alb. Misiunile în Marea Neagră și Marea Mediterană au debutat în luna ianuarie și urmează a se desfășura până în luna iunie, rolul acestora fiind de a asigura capacitatea de reacție rapidă la nivelul NATO și creșterea interoperabilității dintre forțele navale aliate. Manevrele iau la front în bordul tripod. În prima fază a misiunilor, alături de nava comandant viceamiral Constantin Bălescu, s-au aflat navele vânătoare de mine Fulda din Germania și Aksai, Turcia. Gruparea navală a desfășurat acțiuni în Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Egee și Marea Mediterană, parcurgând peste 3500 de mile marine și a făcut escale în 5 porturi din Grecia și Turcia. În portul grecesc Souda din insula Creta s-au stabilit și primele legături cu cea de-a doua grupare navală permanentă a NATO, care operează în Marea Mediterană, alcătuită din fregate, prilej cu care au fost planificate în detaliu exercițiile comune ce s-au desfășurat pe mare. Gruparea navală de luptă contra minelor a executat seriale specifice de asigurare a libertății navigației și de conducere în siguranță pe un canal dragat, iar fregatele din cea de-a doua grupare navală au asigurat protecția forței în cele 3 medii, aerian, naval și submarin. Prova, babor, 30 de grade, distanță, 10 mile, viteza țintei. 150 metri pe secundă. La bordul navei puitor de mine, viceamiral Constantin Bălescu, se află 82 de marinari români. Nava a parcurs în 2019 un amplu program de modernizare a sistemelor, instalațiilor și echipamentelor de bord, fiind la prima misiune în afara Mării Negre de când a intrat în dotarea forțelor navale române.